Ребята, ну вы деранжаете, как тротуар с нунка по амине пейс, я уйти, километру зеро, вы. Пропежер, да эка инка уну кабой. Да, мэнцелес, импортант, да. Ал трилля рынде машин паркать в тротуар, так навем полиции, ш навем примарии, повтим, пожалуйста. Dacă o parcat unul, de ce să nu parcheză și cinci? Ce contează că a intrat pe trotuar și încurcă oamenilor? A? Dacă au mașini bengoase, parchează unde vor. Ai parcat bine pe trotuar? Așa la cu Lexus, într-adevăr, a plecat repede. Dar asta cu Merțanul, uite, mai gine spec chiar amu. Și uite ce ambuteia să faci pe trotuar. Dacă nu avem poliție, nu avem nici reguli. A? E bun așa? Lor le trebuie. Și le lene să meargă 50 de metri, 100 de metri pe jos. Să nu obosească. A, da, poate îți dai peste cealaltă cu Merțan și așa am un super accident. Azi e a treia zi de strâns semnături la kilometru zero și văd că de data asta se învârte un polițist pe aici, dar șoferilor nu prea le pasă. Probabil polițistul nu-i foarte insistent sau poate șoferii nesimțiți de la guvernare și atunci fac trimitere la Andrei Năstase, la Maia Sandu sau la Igor Dodon și-o scăpat. Parchează unde vrea, inclusiv în fața trecerii de pietoni, chiar dacă în lege scrie că nu-i voie. Și asta se întâmplă lângă poșta centrală, la kilometru zero, peste drum de primărie Chișinău. Zilnic. Polițiștii acum nu mai sperie nici ciorile. Camera îi mai rușinează, încet că îți faci accident. Capitala nesimțirii. Oh, de cu spatele, că își potrivește mașina la umbră. Ce-i pasă lui de prevederile legale? Și apa măs. Veniți în Moldova că vă calcă mașina pe trotuar.